Mi-am găsit fratele pierdut, bă! Pentru console, jocuri și accesorii, intrați pe gamerland.ro și folosiți codul QUICK pentru transport gratuit. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou joc aici pe canalul nostru! Avem Metro 2033, varianta remasterizată, Redux se numește. Un joc absolut genial, post-apocaliptic, acțiunea se petrece în 2033, logic, cred, adică nu știu exact, mă rog, așa se numește jocul, deci presupun că în 2033, după un război nuclear care a dus cumva la sfârșitul lumii, și aici în metroul din Moscova, dacă nu mă înșel, s-au refugiat niște oameni. Da, și trăiesc aici și, nu știu, lumea din exterior a devenit plină de monștri radioactivi și chestii de genul. Și asta, survival. Uite-am în felul și o să ploaie. Enjoy the morphosis combat and stealth experience of Metro Last Light. Spartan sau survival? Nu știu exact. Ok, deci asta e original survival horror. Ok, jocul ăsta este horror, survival ceva. Dificultatea asta, nu? Dau normal. Nu sunt nu sunt bun la FPS-uri, deci dau normal. The tunnel grew colder. Okay. Miller and I were close to the surface now. Soon we would climb up into the howling wind. To fight our way through whatever nightmares were waiting there. Okay. My long journey was nearly at the end. But would I have the courage, the will to see it through? Okay. Hey, Artyom. When you left your home station, did you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to hell. Okay. Chiar că ai dreptate. Mamă, cum e scara asta? Hai de pula mea. Spune cum... Dă-te, dracu, caccia! Deci numele... Ăsta cu care joc eu, Artyom, e rus. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Ok, deci trebuie să ieșim la suprafață. Something's moving in the next room. Opa. Open the gate, I'll cover. Ok, atunci. Așa. E ceva aici. Care ești, mă? Băi! Băi! Shit is always breaking down. Manual, tata, serios? Așa. Și dă-i acum. Hold to interact with objects, ok. Se pare că dau automat acum. Bine că nu mai trebuie să mai dau eu, știi, să rotez ca prostul. Crouch. E ceva aici, așa zis ăsta. Sau nu e nimic? Artyom, check those crates for ammo and med packs. Oh, e, da chiar este așa. Opa, pe, stai. Opa, am dat din greșeală pe ăsta. Ce dracu s-a alea? Ah, sunt de rezervoare din alea pentru măștile de gaze. Ready, Artyom? Reload. Follow me. Ok, am găsit, am găsit coaia, am găsit, stai așa. Mai am? Mai avem coaia, stai așa. Bă, nu plecam fără mine. Te dracu, eu mă rătăcesc, eu-s prost. Așa, așa. Jump, tată, bine! Haide, okay. Numele meu este Artyom, sunt soldat rus! KGB-ul ar fi mândru de mine. What? Ce-i asta? Aha. Și astea... Aia sunt ochelari de noapte? Asta nu știu exact ce dracu e. E de la rezervor pentru masca de gaze. Filtru. Seems like nobody's home. Nobody's home. Ce-mi place accentul ăsta rusesc așa, mă. Probabil cei care jucați Counter-Strike. O să... L1, L1, tu put the mask gas. Așa, bun. Pune masca de gaze, tată. Ui, spart-o alea că... Da. E-i load. Opa! Ce dracu e aia, coaie? Nu știu ce a fost, de fapt. E mort acum. Mor, dă-te, dracu! Oh my fucking god. Serios? Oh! Jocul ăsta e horror, coaie, deci... Din câte am înțeles, e chiar foarte horror în anumite momente. Seamănă cu Fear, dacă știți jocul. Marș, dracu, de pe mine! Marș, mă, bă, dacă eu moare, incredibil! Armă fără viață! Deja, mă, începutul videoului, începutul jocului, de fapt. Ok, 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 îmi revin, îmi revin. Ce pe acolo se mișcă? Ce dracu s-a alea, mă? Oh my fucking god. Trebuie să-l ajung pe ăsta, hai. Are you ready, sir? Yes, sir. Quickly tap, bine!
Trage, nepoate! Bine, nepoate! De ce dracu ieșim și noi la suprafață, pot să întreb? Oh my god, ce e aici? Cam așa ar arăta și în realitate oare un război apocalipsic, un război nuclear din ăsta nasol. Mamă. Ceva misiune asta, cred că se pare. Wow, what the f... Bă, voi sunteți handicapați, bă? Voi nu... Ce pula mea, n-ai ochi, prietene? Se pare că într-o perioadă post-apocaliptică și orbi au carne de conducere. Glad to see you, Tony. Glad to see you, putu-s morții, mătii. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Oh, căcat. Oh, my god. Form a circle! O mai bine mori, dracu, decât să ajungi într-o asemenea situație. Serios. Ok. Wow! O să schimbăm aici. Ne-au încercuit carcalaci ăștia, orice dracu ar fi. Poate nu trebuie să trag în ei. Marci, dă-te, dracu! Dar de ce n-am țint aici? Păi de tu el, auzi. Nu mai am gloanțe, coaie! Păi și eu ce mă fac? Dă-i! Dă-i dracu! Dă-i dracu picioare în gură! Medkit! De ce nu mai am gloanțe? What the fuck, dude? Wow! Demoni! What the... Bă, bă, salvați-mă, dracu, de aici! N-am avut gloanțe, coaie, ce mă fac? Ok, asta nu e bună, de... Nu! Shit! Ok. Life was never easy in the tunnels. But it was our home. Okay. There was comfort in its routines, in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20. Doge and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. What? Yeah. Hunter. Aha, uite poze din Londra. Oare cum arată în universul ăsta? Uite chestiile, am uitat cum se cheamă. Mm-hmm. Sunt tot felul de din astea de locații importante, pula mea. Ne arată aici poze, tată. Și ce s-a întâmplat acolo cu noi, totuși? Aia era cumva din viitor, oare? Sau... nu înțeleg exact. Care-i treaba? Astăzi mă uitam la poze, aparent. Artem! Wake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Ok, vine Hunter, tată. Auzi. Ia să vedem. Asta e camera mea. O economie, ce mamă dracu. Pot să cânt? Ah, superb. Mare cântăreț la chitară sunt. Care dracu sforă-i, mă? Salut, nepoate. Ce dracu, ai râie la ochi? Mamă, ce e aici, incredibil. Yes, Nicolae. The station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. Ok. What more can we do? Nu știu. Să construim o nouă din aia nucleară, o bombă nucleară, să dăm peste noi. Se rezolvă tot. Hai să vedem, unde ești, Hunter, tată? Care ești? Unde ești? Arată-te. Arată-te la față, prietene. Strigă una după Sergei. Hello, my friend. Another patrol was attacked last night. The hospital's full. Bine, mă. Hai. Mami, do we need to wait long? Holy shit. Ce dracu se... Iisuse Hristoase, ce se întâmplă aici? Pieter! Oh, that's you. Chiar din...
din Team Fortress, ăla gras. Come on, Alex. Hello, Artyom. Pot să fur? Nu pot să fur, nasol. How are the wounded? Am luat ceva de jos. Not much improvement. Mamă, e ce spital, ăștia mor, ăștia. The Dark Ones do not kill outright, but they damage a victim's mind. Mm-hmm. Sooner or later, this leads to death. Mamă, să dea dracu ce e aici, incredibil. Jesus. Keep away from me. Salut, mane. Bună, țigara. Bă, care bați? Who could that be? Bă, care bați, bă? It's Hunter. Hai, Hunter. Open the damn gate. Corect. Mutanții nu ciocăne, în niciun caz. I-am văzut, dacă i-ați mutanții. Uci echipat. Bă, Robocop, tată. A venit Robocop. Ia uite-l, mă. Welcome to exhibition, Hunter. Mamă, cum e echipat omul. Stai că ne-a dus ceva, un pachet. Cine a dus, bă? Reviste porno. It's been a long time, Hunter. Long time no see, my friend. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Salut, bă. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Okay. Nemorți. What? Nemorți? Avem și nemorți aici? Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. Deci Artyom e colecționar de din astea. Mulțumesc frumos. This is something else. Statuia Libertății. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. îmi place cum gândește asta. What? Wow, prin ventilație, ce, bă, bă? Dă-mi morții, mă, te-o armă. Gail, take your group to the tunnels. Hunter, Alex, we must stay here and defend the hall. All right, all right, quickly, get away. De unde morții, mă, tii? De aici? Dă-te, mă. Pista. Bine, îmi pula că tu editai arma, mi-mi dai un fucking revolver. They never come this far into this station. It's the hospital. They smell the blood. Deci ăștia simt mirosul sângelui, deci prin ventilație o să se vină. Dar prin care mai întâi, hai de pula mea. Jocul ăsta o să mă distrugă psihic, jur. Și cartea e bună, vă recomand cartea de la jocul ăsta, e foarte tare. Wow! Ce dracu? Am crezut că se urcase peste al nostru. Hai mă, unde sunteți aici? Acum o să apară că se salvează jocul. Wow! What the fuck? De unde dracu i-a apărut? Carcalac prost. Oh! Mori. Ce mori? O să se înghesui acolo, mă, nu o să ne facă treacă. Dacă ți omorâm acolo. Asta a distrus ventilația. De unde dracu picați pe acolo? Bă, voi lăsați găurii neacoperiși, așa-i duce capul pe ruși ăștia, mă. Ok. Opa, la. Nu-i bine aici, așa. Preferam mouse-ul și tastatura pentru un astfel de joc, dar l-am luat pentru PS4, să am și o grafică mai bună. Mai bine așa. Jocul i-a apărut acum ceva timp, dar... Of course. Okay. He's a dead eye shot, this one. Îmi place că momentul ăsta. Vreau și eu. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. Dark ones? That's their weapon. That's what made the Nosolices run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. Dark ones, what happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your Homo Novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. 10 soldiers trained in combat. Body's broken, their mind's gone. The Dark Ones! Dark Ones? Destroy the outer guard post! Wow, dar cine dracu-s de... Cred că-s ceva din astea, mutanți din ăștia mai avansați sau ceva, de Dark Ones.
Nu-mi dau seama exact care-i treaba. Wow. Wow, ce dracu? Ok, ăștia... Tipul ăla de rea în stânga mea mai devreme nu arăta foarte sănătos. Dădea din cap, făcea urât. Ok, unde dracu am ajuns, dude? Ce dracu? Mutanții ne distrug, se pare. The Dark Ones. The devil knows what's happening out there, oh my beyond your perimeter. I must go recon the situation. Okay. Listen carefully, Artyom. If I'm not back here by morning, whoa, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me and what's stirring in the northern tunnels. Okay, prietene. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. Okay, prietene, eu sper să te întorci, nu știu. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand? Ok, prietene, deci Miller. Nu colerea mea mai devreme. God damn! Hunter did not return. Da. It wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis. But I had given my word. Okay. I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards. Mm-hmm. I signed on for the ride. Oh. Ok, deci nu s-a întors ăsta și cumva am reușit noi să facem aici o șmecherie și să ajungem, să ne ținem promisiunea. Finally. E unul pe aici. Taking your time as usual, huh? All right, grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. Mm-hmm. I'll meet you there. Hey, Artyom, don't forget anything, huh? Bine, mă, pulă, mă-mi fac bagajul, mă. Bă, bine. Ăla cântă-n pula mea. Serios? Uite, și aici un easter egg la carte. Ați văzut-o jos? Cartea chiar există în realitate și vă recomand. E ce trebuie. Bun, hai stinge lumina. Bă, mi-am luat tot ce-mi trebuie, adică... Nu, să stingem dracu aici, să nu ia foc, mă, bă. Ne băgăm la belele cu ăștia, dracu. Hello, my friend. Hey, that's some nice music. Ah, doi băieței în aceeași cameră. Oh my god. Ce e aici, coaie? What? To open? Ah! Ok, aia-i... Get to the police. Aha, îți apare aia. Și pe asta probabil aprind bricheta. I get it. Ok, deci aha, busola mi-arată unde trebuie să ajung. Cât de tare e asta, hai să pun mâna pe ei. Dă-te dracu de aici, tu nebună. Femeia de serviciu a școlii a ajuns în metrou. Ce dracu e aici, un mini Hitler? Good weapons make good soldiers. Customer. Oh, stai așa cu aia. Aha. Great choice. Ok, pentru gloanțe mi-am îmbunătățit asta, nu știu ce mai bună idee. Ok, și unde trebuie să mă duc? Este așa, unde e ăla? Pe aici. Apare, ok. Prea multă galăgie, nu mai vorbim. Tu, Van Gogh, nu mai vorbiți toți. Da, ce-ți drag cu... mor! Pe aici, mă! Hello, Artyom! You need some weapons? Da! Okay, let's take a look. Yeah. Oh, primesc arme! Submachine gun, 5.45 caliber, made in the armory. It's got poor accuracy and overheats like hell. That's why they call it a bastard gun. Bastard gun! Ah, bun, e pentru mine. Use short bursts, Artyom. Help yourself to some ammo. Oh, gloanțe, să trească măta. Here's a universal charger to keep the battery powered. Okay. And a gas mask. Mulțumesc frumos. Put it on if you cross any radiation hot zones. Okay, mulțumesc frumos. God help you go up to the surface. Ai, ce țintă poți să trag. I need you first aid kits, just in case. Okay, îmi dă și first aid kit. Sperăm că n-am nevoie de el, dar îl iau. Okay, you're supplied, my friend. Feel free to try out your weapon on my firing range. Nu, poți să trag. You try not to stick out your head too much, okay? Okay, pot să trag aici? Ia-mă, cum e arma asta? Oh, lolo! Este așa. Mamă, ce urât arată! Ia.
Too good. Gata, am încercat tot de dracu. Ok, pot să mă duc unde? Pe aici, așa, my friend. Ia să vedem. Cântăm, nepoate, cântăm. Să mă simt bine. Zi. Nu te jale, mă, pula mea, cine ești tu, Fuego? Fuego post-apocaliptic. Hello, my friend. Come in, son. You're ready to set off. Good. Normal. Opa, ce e ce? You've probably heard that our station is creating an alliance with Riga. We're sending them a couple of rail cars with humanitarian goods, some weapons and some miscellaneous gear. That's the cargo you'll be looking after. Okay. It's not a very long trip and it should not be too hard. Okay, Artyom, one thing before you go. I can see that you look up to Hunter, but a ranger's life is different than ours. They are reckless, even violent by nature. Okay. There's nothing to be gained by playing the hero, so stay clear of trouble. See the caravan to its destination and come home as soon as possible. Goodbye, my boy. Ok, prietene, dar nu știu ce să zic, mă, Hunter, pula mea, am făcut o promisiune la om, adică trebuie să ne respectăm promisiunile. Hai, Fuego, cântăm, tată. Pe aici, pe aici. Mi-am găsit fratele pierdut, bă. Și m-au mințit părinții că n-am frate. Chiar am trei. Dă-te, dracu. Hai să plecăm de aici. M-au mințit părinții, bă. Incredibil. Am trei frați. Haide. That's nice. Ce vrei, mă, pula, mă? Privet. So you ready to move out? Ready, my friend. Let's go. Well, let's go then. Let's go, my friend. Stai că se încarcă. Deci ăsta, în ăsta pe se încarcă. And you, Eugene, take this one. Did anybody forget anything? Nu, coaie, niciodată. Eu nu, Doamne ferește. Hey guys, going to Riga? Deci la Riga, hai da. Can I get a lift? Sure, but no free rides. We'll have to pull the lever sometimes. I can do that. Aie, căcat din ade, de-aia așa, știi, sus și în jos și, da. De la vechi, tată, de se transporta cărbunele înainte. I'll ride it then. A, vedeți, uite, una de parte, una de parte. And to us too. Sau, a, nu, e doar una sau trebuie să dat doi. So, are you ready to finally be somewhere else? Oh, Artyomka! Free at last, da? Well, for as long as the ride takes, anyway. Should be fun. More dangerous, even better, right? Ești cam nebun tu așa de felul tău, nu? Ia, se scrie. It was the first time I had left the safety of my home station. La 20 de ani, auzi. It troubled me that I hadn't told my stepfather the truth. I would not be heading straight back from Riga. But Hunter was depending on me. Băi, cam aici o să ne oprim cu acest prim episod. Eu sper să vă placă noua serie. Jocul ăsta e genial. Chiar dacă începutul e puțin așa mai lent, probabil în continuare o să devină genial. Și eu, bine, am trecut deja de prolog, de chestiile astea. Am avut acțiune o grămadă. Acum mergem spre Riga. Mergem. Dar noi o să deturnăm puțin pe aici și o să mergem să-l ajutăm, să îndeplinim misiunea lui Hunter. Și cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut acest prim episod. Apăsați butonul de like să vedem câte putem face pentru această nouă serie. Eu am fost Quick, să aveți o zi excepțională. Ciao, les!